După 4 ani de eforturi concentrate pe dezvoltarea județului, membrii Alianței România Dreaptă au tras linie și au adunat. Sute de milioane de euro au fost investiți pentru îmbunătățirea infrastructurii. Acest efort a fost doar primul pas pentru atragerea unor investitori. În continuare, județul are nevoie de crearea de noi locuri de muncă, deoarece rata șomajului este destul de ridicată. Ce doare cel mai tare pe salariat, pe omul de rând imens, doare locul de muncă. Iată ce Romul s-a închis, încercăm să repornim o secție până în decembrie, până la finalul decembrie, dacă va fi un câștig pentru noi și restul la primăvară. Deci, omul de rând îi trebuie loc de muncă. O societate care se dorește prosperă are nevoie de investiții continue pentru ca locuitorii ei să simtă la buzunar bunăstarea. Pentru asta este nevoie de finalizarea investițiilor și de facilități acordate investitorilor dispuși să înceapă o afacere în Mehedinți. Pentru ca proiectele din ultimii 4 ani să aibă continuitate, reprezentanții Alianței România Dreaptă mizează pe oameni care cunosc cel mai bine problemele mehedințenilor și care au reușit să dea startul unei schimbări pozitive la nivel de județ. Noi am început în 2008 să creăm un mediu prietenos și un mediu favorabil în oraș și în județ pentru investitori. Pentru că atunci când vin într-un loc, fie că e oraș sau județ, ei se interesează de școală, de spital, de drumuri, de dezvoltarea turistică, dacă au unde să mănânce, ce fac în timpul liber. Și aici vedeți exemplele, renovarea teatrului, asfaltarea străzilor în turnul Severin. Suntem cu toții de acord, adică necesitatea zero pentru județul Mehedinți este a crea locuri de muncă. Este o îngrijorare justificată a liderilor sindicali și la fel de importantă și pentru noi. Am declarat că în primul mandat ne-am asumat a crea un mediu prielnic pentru atragerea investitorilor, iar acum, în mandatul următor, toată echipa va fi orientată spre a-i aduce, în fapt, pe investitori. Soluția care se impune este cea a dezvoltării pe care numai dreapta politică o poate aduce. Desigur că măsurile sociale sunt importante și asta am explicat astăzi reprezentanților sindicatelor, dar măsurile sociale pot fi susținute de investiții și de dezvoltare. Într-adevăr, pentru a dezvolta trebuie să cunoști locurile și trebuie să cunoști oamenii, trebuie să cunoști oportunitățile oferite de regiune. Sutele de milioane pe care le-am adus prin proiecte europene au însemnat bani care au intrat în economia mehedințeană și care au creat sute de locuri de muncă. Uitați-vă acum că, din păcate, când aceste chestiuni s-au oprit, încep să apară sutele de șomeri. Practic, vă spun că relația cu organizațiile sindicale în programul meu politic reprezintă un pilon central. Pentru că societatea se află în continuă schimbare, sindicaliștii au cerut membrilor ARD Mehedinți să continue și, de ce nu, să îmbunătățească dialogul social. Referitor la dialog social, să știți și dumneavoastră că dialogul social are multe componente. Componenta cea mai importantă, cum au ridicat-o și oamenii astăzi, vrei, nu vrei, ajungi la locurile de muncă și la responsabilizarea angajatorilor să respecte pe cei care îi angajează. Întâlnirea din această seară a avut rolul de a confirma câteva din problemele sindicaliștilor. Acestea se referă la riscul pierderii locurilor de muncă, probleme salariale și problema presiunilor pe care le face USL-ul asupra lor. Vreau să le spun că suntem alături de ei și o să facem tot posibilul să îi ajutăm. Întâlnirile politicienilor mehedințeni ai Alianței România Dreaptă cu reprezentanții celor mai importante sectoare socioeconomice vor continua și în perioada următoare pentru a se identifica cerințele populației.